Deschideți, vă rog, cartea la Faptele Apostolilor, capitolul 2. De la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate lucrurile de obște. Amin. Doi frați care sunt îndemnați de Duhul Domnului în această casă a rugăciunii, să ne rugăm Domnului. Doi frați. Amin. Luați loc, vă rog. Mă bucur că mulți frați de la Desplains, de la Biserica Metropolitană, sunt aici și vă îmbrățișăm cu dragoste, cu un dor care se împlinește acum, cu dorința ca Domnul să vă dea har tuturora, iar fratelui Neiconii, pastorul bisericii, să-i fie înmulțite binecuvântările ca să poată să păstorească biserica după voia Domnului. Am spus dimineață și îngăduit să repet un la mulți ani sorei Viorica Mureșan, și mă bucur că și fratele Mureșan e cu noi. Desigur, ați avut o după-amiază binecuvântată în harul Domnului și cu bucate alese ca pentru cineva care împlinește 70 de ani. O vârstă frumoasă, tânără,
plină de minuni. Frate Nicu, dacă vrei să ai un cuvânt și să spui ceva frumos despre Domnul și despre soție, Domnul să te binecuvinteze. Thank you, frate George. Astăzi am avut o zi minunată, zi în care am celebrat ziua soției mele. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție deosebită, o femeie credincioasă, o femeie foarte modestă, o femeie umilă, o femeie deosebit de înțeleaptă. Mulți știți că a făcut cibernetică, informatică. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, ne-a călăuzit familia și suntem așa ce suntem datorită lui Dumnezeu și rugăciunile lui Viorica. Vreau să vă spun că sunt și câțiva frați din Displains, mă simt minunat în casa Domnului și îmi fac un fel de autocritică. Am fost să văd curțile altora cât sunt de verzi și vă spun drept că mi-a fost dor să vin în casa Domnului și păstor ca fratele Valentin nu există pe pământul ăsta, vă spun cu frică și cu smerenie în suflet și vreau să vin mai des și definitiv în biserica aceasta. Amin. Amin. De cuvinte frumoase, dar să știți că eu nu sunt nimic. Dacă Apostolul Pavel spune că e nimic, eu sunt și mai nimic, dacă se poate să fie mai mult decât nimic. De la biserica soră, pentru că sunt mai mulți frați, dacă vrea cineva să aducă o salutare, nu pot să numesc pe nimeni, dar dacă dintre frate Cârdei, văd că te uiți la mine și zâmbești, spune un cuvânt bun despre Domnul. Fraților, că într-această seară sunt într-acest loc. Eu nu prea vorbesc, că așa sunt eu, dar mă bucur totdeauna când sunt în casa Domnului. Am văzut frumos tinerii care sunt viitorul a noastră tuturor. Trebuie să avem grijă de ei și să ne purtăm așa cum se poartă copiii Domnului. Sunt cu sora mea aici, care vine de la Vicovul de Sus. Nu ne-am văzut de 18 ani. Eu sunt 34 de ani aici. Și mulțumesc, nu pot să mai vorbesc. Am o fată în țară. Am un băiat în California care vine înapoi în Chicago și am o fată aici care e cetățeancă. Eu încă nu sunt cetățean nici acum, nici n-am acte. Dar asta e situația, ce să fac? Slujesc pe Domnul, am avut trei tați. Unul biologic, unul tată-socru, s-au dus. Am mai rămas tatăl de sus. Caută în continuare să mărți pe calea lui cât voi trăi. Amin. Amin, amin, Domnul să vă binecuvinteze. Și duceți, deși la noi departe, dar salutarea noastră Domnul fraților de la Displains. Ultimele cuvinte pe care Domnul le spune, și nu vreau să spun că e continuare la predica de dimineață, dar sublinierea pe care am făcut-o a fost că toți suntem ucenici ai Domnului. Domnul Iisus ne-a răscumpărat, ne-a dat mântuirea și ne învață să trăim și ne învață cuvântul Său care e veșnic și ne dă făgăduințele sale nespus de mari și scumpe.
ultimele cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Matei, înainte de înălțarea sa în slavă, când urcându-se sau ridicându-se în acea levitare a Harului care îl transportă din lumea noastră vizibilă spre eternul cerului, sunt cuvintele: duceți-vă și faceți ucenici. Iarăși cuvântul pe care am vrut să-l subliniez în ziua de azi: ucenici. Și ucenicul e unul care învață și aplică ce a învățat de la Domnul. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. A fi ucenic înseamnă și a imita pe învățătorul. De la învățătorul sorbim cuvintele ca apoi să le aplicăm în viață. Pentru țara aceasta mulțumim că Domnul a fost cu har, cu milă. Într-o vreme când se clătinau temeliile, ne uităm cum cel rău scrâșnește și îl doare. Și a fost cândva în adunarea constituantă a Americii, când toți se certau, nu erau doi să se înțeleagă și luau cuvântul ca să se insulte unul pe altul. Un bătrân de vreo 80 de ani a bătut cu bastonul și s-a făcut liniște. Și îmi aduc aminte că întotdeauna la București, la seminar, când era timpul de masă, în față masa aceea a profesorilor și era fratele Socaciu și ceilalți profesori, și când fratele Socaciu avea ceva de spus, lua lingura și bătea în masă. Și bătea în masă până când se făcea liniște. Și când s-a făcut liniște, bătrânul Socaciu se ridica în picioare și spunea: am ceva să vă spun. Și urma comunicările. Ăsta era ziarul la seminar. Când bătea Socaciu în masă, însemna că trebuie să facă liniște, că vorbește directorul seminarului. Ce vremuri pe care le-am trăit, și mulțumesc Domnului pentru harul acela. Am crescut într-o casă a prorocilor, într-o grupare a harului lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne dă și strategia ucenicilor atunci când Domnul Iisus i-a învățat cum să meargă și să propovăduiască. Și ne spune cuvântul, și cunoașteți așa de bine, și nu vreau să am nimic ceva nou așa care să spuneți că n-ați mai auzit, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și privind la vremurile pe care le trăim, aș vrea să remarc că aici e una din țintele pe care le are diavolul în vremea noastră. Ținta de a răstălmăci învățătura apostolilor. Noi suntem într-un fel oameni ai cărții. Ne ținem de carte și vrem să trăim cartea. Învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Lucrul acesta e etern pentru biserică, și aici și în veșnicie. Învățătura apostolilor, adică cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pe care îl avem, un cuvânt pe care îl
prindem între mâini și nici nu ne dăm seama că de fapt e o minune a lui Dumnezeu, că e aici, că a trecut prin atâtea valuri de prigoană, a trecut prin atâtea jaf și foc, ura diavolului împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și aș, dar nu vreau să fiu critic, mulți cunosc cuvântul și pot să-ți vorbească din cuvânt, dar când să-l trăiască, șchioapătă. Diavolul cunoaște foarte, uitați-vă la ispitirile Domnului Iisus, la fiecare ispită diavolul începe cu un cuvânt din Sfânta Scriptură. Și Domnul Iisus nu se apără, nu se apucă la ceartă, nu se apucă să îi spună, Mișelule, tu cel care din vremea aceea zorilor dimineții creației ai putut să cânți și acum să vii la mine să mă ispitești, nu îi spune, dar îi spune cuvântul Domnului, așa sună și așa e cuvântul Domnului. Am iubit pe fratele Pit, mi-a fost drag, așa cum îmi sunteți toți dragi mie. A fost într-o biserică și fratele Pit a vorbit câteva lucruri în care se referea la cuvântul lui Dumnezeu. În discuții a avut o remarcă fratele acela, dar fratele Valentin Popovici crede altfel. Și nu știu exact despre ce era vorba, pentru că întotdeauna încercam să fiu în asentiment cu fratele Pit Popovici, îi spune însă clar, deodată răspicat, dar cine-i Valentin Popovici? După adunare, când mi-a spus cineva, vezi că unchiul tău a spus cine-i, m-am dus, l-am îmbrățișat și l-am felicitat. Pentru că Valentin Popovici n-are dreptate întotdeauna, numai când stau lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă apostolul Pavel vine și spune cine e Pavel, spun și eu. Și vă mulțumesc când mă corectați că nu e după cuvântul lui Dumnezeu. Aici avem învățătura apostolilor. Le era dragă. De ce obosim așa repede și ne apucă somnul când citim seara cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? E una din ispitirile diavolului întotdeauna, sau adunarea la casa Domnului. Nu vreau decât să vă aduc aminte de un text pe care îl avem atunci când apostolul Pavel la Troa, în ziua din tâia săptămânii, era ziua de adunare, ziua pe care biserica primară o are ca o zi de sabat sfânt, în pomenirea Domnului Iisus Hristos care a jertfit totul pentru noi. Erau și adunarea era într-o odaie de sus. Și am mai vorbit despre lucrul acesta, când într-o excursie a noastră ne miram că toate casele sunt gata până la primul etaj și în rest nu era, numai stâlpi goi. Și ne-au explicat, când se căsătoresc cei din case, din familii, atunci se continuă și catul al doilea și etajul al doilea pentru familia care s-a căsătorit. Și ne spune că la Troa, în odaia de sus unde eram adunați, uneori era cât e casa de mare,
toate erau o sală. Și aici, la Troa, biserica s-a adunat. O biserică care, am spune, n-are biserică, că n-au casele de închinăciuni și să fie pusă crucea, să fie, să știe că nu-i conferință aici. Aici e vorba de unul care ne-a iubit și s-a răstignit pentru noi. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Ca să fie lumină, ei aveau torțele sau felinarele. Și un tânăr, e prea cald, și deschide geamul. Și pentru că nu mai e loc, ascultați, se așează pe geam să stea. Și muncise toată ziua săracul de el și îl apucă somnul pe geam. Apostolul Pavel predică și eu cred că a fost un orator desăvârșit. Cunoștea cuvântul lui Dumnezeu atât de bine și îl mânuia cu atâta măestrie, încât stau unii uimiți de unde are înțelepciunea aceasta, era Duhul lui Dumnezeu în el. Și tânărul ăsta de pe geam, de pe fereastră, a adormit de-a binelea. Cuvintele sunt foarte plastice, că poți să dormi, dar numai să moței. Dar a dormit de-a binelea, nu mai știe de el, nu-și dă seama că e pe fereastră, nu-și dă seama că e la adunare, nu-i dă seama că Pavel, apostolul, predică. A adormit de-a binelea în timpul, o, apostol Luca, cum alegi tu cuvintele când le scrii? Scrie în timpul lungii vorbiri. Dacă aș trece cu 5 minute, ați spune, iarăși și-a luat obiceiul să vorbească peste timp. În timpul lungii lui vorbiri, a lui Pavel, biruit de somn, a căzut jos de la etajul al treilea. Și a căzut jos și a murit. Să mai facă adunare, să vorbească mai departe și să duc toți acolo lângă el, probabil îl pipăie să vadă, mai are viață în el, mai, după ce s-a dus însă apostolul Pavel, Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Și nu vrea niciun merit apostolul Pavel prin învierea aceasta pe care o face. Și după ce s-au suit iarăși, a fost o predică lungă. Ce n-aș da să fie ascultat predica apostolului Pavel la Troa? Predica aceea în care toată sala sorbea cuvântul lui Dumnezeu și Eutich cade jos, moare și apostolul Pavel potolește mulțimea. Ce mă miră e că e târziu. Un muncitor ziua ca Eutich adoarme pe fereastră. Dar aici spune cuvântul mai departe, după ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, e cina Domnului. Și așa ca în obiceiurile bisericii de demult, pâinea Domnului se frângea de fiecare dată când se adunau. Și apostolul Pavel spune, nu vreau să schimb obiceiul acesta, afrând pâinea. Și cuvântul spune că a cântat, a cinat și a mai vorbit multă vreme. Pavele, nu știi cât e ceasul? Și eu mă gândesc că așa cum era la noi la țară uneori, mai pot să mai spun ceva fraților? Și un bătrân de colo vine și spune, frate, vorbește, abia așteptăm să ascultăm cuvântul.
și am mai vorbit multă vreme până la ziua. Aici e o biserică care e plină de bucuria de a auzi cuvântul lui Dumnezeu. S-au adunat ca să fie împreună, s-au adunat să asculte cuvântul, s-au adunat ca să laude pe Domnul. Și cuvântul vine și ne spune că biserica primară era mereu într-o stare în care abia aștepta. Și oare nu înseamnă asta stăruința lor? Stăruiau în învățătura apostolilor. N-aveau case de rugăciune. Se adunau prin familii. N-aveau coruri. N-aveau titlurile celor care se ridică astăzi să vorbească despre Mântuitorul. N-aveau nimic din ce avem noi aici. Dar Duhul Sfânt în ei îi împingea să fie plin de foc sfânt pentru Domnul în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Legătura aceasta era cheagul care strângea pe oameni. Veneau pentru că știau că în legătura frățească e bucuria și puterea pe care o dă Dumnezeu. Legătura frățească e ceea ce face biserica unică. Pe vremuri, comuniștii aceia se mirau cum de trebuie să dea drumul de la servici la unii ca să vină la ședințele lor. Cum de trebuie să le plătească ca să vină la ședințele lor. Și la voi, pocăiților, lumea e plină. Nu mai încape sala de oameni. Și aici e iarăși una din tainele bisericii care stă împreună la un loc. Stăteau împreună la un loc. Și Dumnezeu, ne mirăm că făcea minuni între ei. Că Dumnezeu era acolo și îi asculta și vedea bucuria lor ca să fie împreună. Și dragostea lui Dumnezeu, cea care ne strânge, cea care face din noi un cheag puternic, e cea care e în inimile noastre. Apostolul spunea odată într-o revărsare că Duhul lui Dumnezeu ne dă, dragostea lui Dumnezeu ne umple inimile prin Duhul lui Dumnezeu care e viu, e adevărat, e între noi. Și lucrul acesta iarăși e o taină a bisericii primare, să stea împreună. Timpurile n-au fost întocmai cele mai ușoare. Avem prigoană după prigoană care urmărea viața lor, pericol după pericol pentru că se adunau la oaltă. Și totuși biserica a supraviețuit și a stat ca un cheag. Noi nu ne despărțim unii de alții, noi nu ne despărțim de Tine, Doamne, vrem în Tine să avem biruința prin orice ne-ai trece. S-ar putea să spună cineva că pericolele pe care le avem și astăzi sunt foarte mari și e adevărat. Pe unii vedeți că se bazează pe politică, își pun nădejdea în ce se aude la televizor și dacă am sta măcar cât ne uităm la televizor, să stăm cu ochii în cuvântul lui Dumnezeu. O întâmplare adevărată de pe vremea comuniștilor și scuzați-mă dacă îi pomenesc atât, dacă nu merită, însă era vremea când în vară se făcea recolta de cartofi și făcuseră ei planul. Vă aduceți aminte de planurile cincinale, planurile 10 ani? Și trebuiau să dea recolta de cartofi. Și în ziare scria că planul a fost depășit,
că întotdeauna se depășea planul. Dacă nu se depășea planul, atunci nu știu ce se întâmpla. Dar, mă rog, a fost depășit și unii au zis, măi, eu știu că a fost secetă mare anul ăsta. Cum s-au făcut atâția cartofi? Și am depășit planul și au trimis un inspector. Inspectorul vine la colectivă și îi întreabă. Și ei au venit cu cartofii aia de expoziție, cartofi frumoși, mari, cartofi proaspeți, ca să-i arate inspectorului că au depășit planul. Și atunci omul, inspector, care a început să bănuiască ceva, că prea aveau cartofii pregătiți ca să-i vadă, începe să umble prin sat. Și întreabă pe un țăran, am auzit că ați depășit cota la cartofi. Spune-mi și mie, cum ați făcut? Și bietul om spune, oho, avem cartofi până la picioarele lui Dumnezeu. Și inspectorul îi spune, taci măi mai încet, nu știi că Dumnezeu nu există? Și țăranul se uită la om, pentru că știa mai bine, și spune, nu există Dumnezeu, dar nu există nici recolta de cartofi. Că așa se face, că numai Dumnezeu dă roada. Ce minune să putem să stăm împreună și să avem cuvinte de har. Și nu numai atât, dar în legătura frățească. E mai mult decât legătura frățească, frângerea pâinii și apoi rugăciuni. E mai mult decât a ne vedea unii pe alții. Și mai mult decât faptul că suntem rude și înrudiți unii cu alții. E vorba de o legătură și legătura aceasta frățească despre care vorbește cuvântul Domnului e o legătură în care Duhul lui Dumnezeu face unirea, unitatea. Un frate care e certăreț stă lângă unul care e blând ca o oaie și sunt frați. Și unul învață de la altul cum să ai îndrăzneală sfântă, așa biblică, cum scrie cuvântul, dar să aibă și o blândețe. Și Domnul Iisus vine și ne spune să învățăm de la El. Învățați de la mine, căci eu sunt, și ne punctează câteva puncte. Și blândețea și harul pe buzele noastre, și inima care să fie luminoasă de bucuria Domnului, care e tăria noastră. Lucrurile acestea sunt atât de frumoase și când venim și ne uităm la ele, spunem, Doamne, fă și biserica în care sunt eu, tabăra aceasta a sfinților, să aibă și învățătura apostolilor și o sete după cuvânt, cum spunea Amos, o foame după cuvântul Domnului și să aibă și legătura frățească, să aibă frângerea pâinii. Aici e vorba de aducerea aminte a jertfei Domnului Iisus Hristos. Pentru ca fiecare să se poată cerceta în sinea lui cum a trăit, cum a vorbit, ce a spus, ca să laude pe Domnul și dragostea lui, înfrângerea pâinii și mai departe cuvântul spune și în rugăciuni. O biserică în care rugăciunea scade, rugăciunea slăbește, e o biserică care e anemică, e o biserică care nu mai are puterea aceea Duhului, pentru că Duhul rugăciunii face să se cutremure pereții aceștia.
Deci nu vorbește niciodată de predicile acelea grozave în care să tremure pereții, dar să tremure pereții la rugăciunile lor. Și aici e o învățătură plină de har. E cuvântul Domnului care ne spune că în toate acestea biserica a fost binecuvântată și a avut un har. Mii de oameni au cerut să fie botezați pentru ca astfel să se vadă că ei vor să fie ca și Hristos. Biserica care nu numai în învățătura apostolilor, undeva acolo în păgânătatea aceea e un grup de frați. Să nu ne închipuim că sunt mii de oameni. La Rusalii sunt 120 în camera de sus. Cu asta începe biserica. Dar învățătura apostolilor îi face să aibă cuvânt de har și să fie binecuvântați. Legătura frățească pe Traian, împăratul Romei, când îl trimite pe Pliniu cel tânăr, să vadă care e secretul la creștinii aia care cresc. Cu cât îi omor mai mulți, cu atât ei sunt mai mulți. Și Pliniu vine cu rezultatul. Sunt oameni simpli, fără carte. N-au palate, n-au case mari. Nu au nici măcar locuri unde să se adune. Acolo, la malul apei, se adună și ca să audă clipocitul apei și acolo se roagă. Dar oamenii aceștia sunt legați unul de altul, sunt legați în dragostea lui Dumnezeu. O, Doamne, parcă mi-e greu să spun, adu vremuri de redeșteptare a bisericii tale în vremea aceasta. Pentru mine, alegerea lui Trump ca președinte, și nu știu dacă ați observat, odată sau de două ori l-am ascultat, cuvântările lui sunt diferite de acum cât 4-8 ani. El pomenește ușor, liber de Dumnezeu. E ca și cum ar vrea să spună, vreau și eu să fiu ca voi. Acum 8 ani nu era. Acum s-a apropiat de Dumnezeu. A văzut mâna lui care l-a păzit. Și de ce l-a păzit? Oare nu să aibă un rol în istorie? Rugați-vă pentru președintele Trump. Însă aici e vorba de o lucrare mai mare. Legătura frățească și frângerea pâinii, accentul e pe Hristos Domnul, pe Mântuitorul, nu pe noi. Am o nevastă bună, credincioasă. Aici, în adunare, s-ar putea să nu o fi auzit prea des rugându-se, pentru că are o voce slabă. Să-i ascultați rugăciunile seara, însă. Și ia pe unul, pe altul, la rând, și se roagă pentru ei. În rugăciunea aceasta, în frângerea pâinii, rugăciunea care e la urmă subliniată, e puterea bisericii, o biserică care are vigoare, vigoare sfântă, energie proaspătă din puterea lui Dumnezeu. Nu e nimeni ca Domnul în biserica lui. Când intră el în biserică și Duhul lui însuflețește biserica, biserica e mai mult decât biruitoare prin acela care ne iubește. Creștinismul în Mangalia, am pus o notă aici pentru că mi se pare curios. În 1980, asta nu de mult, e vorba de vremea noastră, în 1980, un tânăr student îi aduce unui alt tânăr cu numele de Y.E. Y.E. învață engleza și o delegație de turiști
care trece prin Mongolia, îi dă lui și spune, învață, e ușoară limba engleză, e cea mai ușoară limbă și Biblia vorbește în limba poporului, învață și citește. Și Y.E. începe să citească Biblia. Până când odată trebuia să traducă pe unul care venea să construiască ceva în Mongolia, țară comunistă prinsă între China și Uniunea Sovietică pe vremuri, ateie și, citeam, e singura țară care a cerut Moscovei să trimită propagandiști ca să vadă și ei cum e comunismul. Au învățat bine. Însă o ai traduce pe un businessman din Anglia și la urmă, după ce l-a tradus, omul ăsta îl întreabă, îl cunoști pe Hristos Domnul? Îl cunoști pe Iisus Hristos Domnul? Și Y.E. se miră. Nu. N-am auzit niciodată de el. Asta e anul 1987, fraților. Și vorbim de un câmp de misiune într-o țară care se crede avansată. Însă omul acesta aude de la american, parcă era, îl cunoști pe Hristos Domnul? Și atunci americanul îi spune, citește cartea aceasta, că în ea poți să vezi portretul lui Iisus Hristos, Domnul. Și din traducerile publice și apoi mai departe la radio, în Mongolia, în 1990, un grup de turiști, printre care predicatori, sunt uimiți de cunoștințele unora care cunosc Biblia, pentru că era singura carte pe care o aveau și cunoșteau Biblia. Și a fost Y.E. ordinat ca păstor al primei și singurei biserici din Mongolia, de la Ulaanbaatar. O mărturie mică, o mărturie în care Duhul Dumnezeu lucrează în așa fel încât să crească. Pâinile acestea mici cresc și umplu toată coșara. Și Mongolia a ajuns să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cineva avea o Biblie și i-a spus, citește, înveți limba engleză foarte ușor. Și în cartea aceasta izbucnește lumina, soarele neprihănirii. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Faceți nu oameni care să vrea titluri, nu oameni care să dorească să aibă un scaun mai bun, faceți ucenici ai Domnului și astfel întindeți împărăția dincolo de granițele de azi. Măriți pe Domnul, cântați numele Lui și faceți ca împărăția să crească. Mă rog ca și cuvintele acestea să fie potrivite pentru stările noastre și pentru fiecare din noi, ca astfel să înțelegem voia lui Dumnezeu. Așa cum biserica primară, de la 12 ucenici se ridică la 120, ca apoi să treacă la 3.000 și apoi la 5.000 și să crească în milioane de oameni pe întreg pământul, Dumnezeu face să crească. E minunea lui Dumnezeu, dar o face prin noi, prin fiecare. Și mă rog ca astfel să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare din noi să facem lucrarea pentru slava Lui și numele Lui să fie înălțat mai sus de orice nume și El să tronează, să aibă tronul de domnie în mijlocul nostru, în inimile noastre, în familiile noastre și biserica Lui să crească pentru slava Lui. Amin.
Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă conduc pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas.